Da. Să știți că e o bucurie, o bucurie foarte mare, pentru că după scandalul care a fost la Călăraș, din punctul meu de vedere, nu meritat, pentru că dacă ați văzut jocul, zic eu că am putut la jocul ăsta cu și lăsasem așa urmă de loială, ca și cum nu am fi meritat putut de la Călăraș. Dar eu zic că astăzi am demonstrat că suntem o echipă bună, suntem o echipă unită, pe care nu știu dacă o să promovăm sau nu o să promovăm. Să-i dat sănătate domnul Cărugea, care e finanțatorul, pentru că dânsul ne-a adus aici, împreună cu vestiarul. Și zic eu că o să le facem viață grea la echipele din Funghi, dacă vreau, la Călăraș și la Ștarpe. S-a strâns acolo locul, dar da, pentru că zic eu că e mai frumos așa, e mai partitant, e mai... Așa, dacă noi pierdeam astăzi, se cam rupea campionatul și... Practic, nu știu, încercau poate niște lucruri de culise. Dar, cum ați spus și dumneavoastră, zic eu că victoria noastră este meritată. Cu toate că, chiar dacă au luat roșu, nu știu ce importau ei, noi zic că ne-am făcut treaba foarte bine azi. Dar bineînțeles, de la început e principala favorită. Noi, cum am spus, ne batem acum pentru că nu vrem să rupă campionatul, nu vrem să se distanțeze locul 1 și 2. Acum, am dus la 3 puncte, nici nu ce-a făcut, nu știu ce-a făcut Călăraș, că e capătut. Da, suntem la 3 puncte de locul 1. Ne batem. Frânză, ai dat un gol, mai ieșea unul? Nu, putea să fie și autogol, numai 3 puncte. Sunt 3 puncte foarte importante. Acum trebuie să ne pregătim că avem meci la Clinceni.